După cum ne-a spus, primarul municipiului Craiova vine aproape în fiecare lună în Argeș, dar mai ales la Mioveni, oraș care îi place foarte mult. Este un oraș curat, se vede că s-a muncit foarte mult în infrastructură. Noi suntem invidioși craiovenii din punct de vedere al infrastructurii pe locuitorii din Mioveni. Se vede că au avut în ultimii ani un primar care s-a preocupat foarte mult de această localitate. Am văzut chiar niște giratorii foarte frumos făcute pe care vreau să le fac și eu la Craiova. M-am avut o surpriză când am intrat acum în Mioveni, pentru că n-am mai fost de vreo lună de zile, nu le văzusem și chiar asta am propusesem să fac. Și când am intrat, eram cu consiliera mea, care este și șofer, și spuneam, zic, uite că ne-a luat înainte și cu chestiile astea, cu giratorile primarul din Mioveni. Este un om care știe să facă administrație, îi place ceea ce face, e apropiat de cetățeni și asta cred că se vede. Ca și primarul orașului Mioveni Ion Georgescu și primarul municipiului Craiova Lia Olguța Vasilescu își dorește să construiască un spital nou cu dotări de ultimă oră. Deși pare greu de crezut, Lia Olguța Vasilescu ne-a spus că 40% din Craiova nu are apă curentă și canalizare. În consecință și proiectele sale vizează rezolvarea acestor probleme. Noi ne propunem un spital municipal, vrem să fie cel mai bine utilat din România, este după modelul AKH-ului. Probabil că va lucra la el chiar firma care a făcut AKH-ul din Austria. Ne dorim un adăpost de câini, știu că la Pitești îl aveți. Problema poate cea mai deranjantă a Craiovei la ora actuală este cea a câinilor maidanezi și am început deja să lucrăm la utilități, apă și canalizare, pentru că e inadmisibil să trăiești în secolul 21 și să ai oameni ca nevul mediu care își cară apa de la kilometri întregi pentru că nu au apă potabilă. Lucrurile astea nu prea le mai aveți pe aici prin Mioveni, e greu să le înțelegeți.